inovația. Iar dacă noaptea cercetătorilor europeni este despre inovație și... În continuare, pentru a afla mai multe despre acest subiect, discutăm cu Adi Vitali și Cebotar Hristescu. Bună seara! Pentru început, haideți să povestim publicului de acasă, tinerilor, copiilor, elevilor care ne urmăresc, ce este de fapt o mașină autonomă? O mașină autonomă reprezintă un loc nostru ce oferă o siguranță maximală totală. Adică ce este toată cu senzor, care era niciodată de mine de exterior, de procesat și deja prezice undeva pe un alt nume. Am participat la un concurs organizat de către Clubul Jovesc Nicola, avut un zrare de putem, unde și am implementat pentru prima dată asta de sistem într-o mașină, doar am lucrat cu o mașină un pic mai mică pentru copii, o persoană, și sunt așa cu tezele mari. Scopul mijlocit al mașinii care ulterior a fost realizat prototipul care îl avem aici în față. După care, cine vedeți voi că ar trebui să fie beneficiarul acestei? Sau pe scurt, adică care ar fi? Acesta este un prototip în care vom implementa aceste sisteme autonome din cauza că noi credem că în viitor prea multe mașini autonome au să fie în trafic, ceea ce, cum și-am spus, va asigura o siguranță mare în drum, va scade volumul de ambuteajă în trafic din cauza că dacă fi toate mașinile autonome, ele ar realiza o oarecare comunicare între ele și trebuie să spunem că am putea ajunge și la momentul în care nu vor fi necesare semafoare. Deci, oricum vor comunica și vor realiza toate manierele sigur și mai repede. Ok. A fost însă trecută această care este în România. Ea a fost înăbucată de Andreea. La început noi doreau să punem doar și din metal, dar după asta ne-am gândit că nu va arăta frumos și am ajuns acest design. Cu el în ce că și ne spune. Ne-a trecut, am văzut pe 50 de euro. Desigur, este și o apocație. Deci, vorbiți-ne puțin despre ea. Ce, sau mai întâi de toate, ce prototip există? Sigur, de la schiță, integrarea componentelor, ergonomica și deja modelarea în 3D, până la deja fabricarea, sudarea, după zis la șasiului și asamblarea zilei și de ori, când de la design o ducem în o realizăm și acolo întâmpinăm diferite probleme care le rezolvăm pe loc și avem undeva chiar poate să fixăm. De ce v-ați ghidat procesul de realizare a acestui prototip? Cumva care au fost liniile de parametri de care, pe care le-ați dorit să-i cuprindeți? Dorim să fie un vehicul pentru gospodării și agricultură. A fost necesar să îi dăm diferit în vehicul și ieșit la registrare. Eu sunt o găsesc la Balaban, adică în timpul lucrului este o tot rezidentare. S-a și simplu și cât mai accesibil de produs și de asamblat. Ok. În perspectivă, unde vedeți acest prototip să fie utilizat? Anume, acest prototip, el are putea să-l producem într-o serie mică, adică limitată, și s-ar putea folosind care ne-am facem aceste demonstrații, sunt elevii, viitorii, toate cercetători.
bordul mașinii, da? Cine o să facă demonstrația? Da. Panoul bordul este foarte simplu, adică în general toate funcțiile de primă necesitate de a fa mașină FICO. Aici o să arătăm viteza, rotațiile, consumul, baterie și așa mai departe. Aici mai sunt butoane care pot fi adăugate la oricare alte sisteme, de genul MIM sau nu știu, alte agregate care pot fi instalate, pentru că este un echipă